Prevederile noului contract cadru care urmează să fie semnat între medicii de familie și Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud creează mari nemulțumiri. Medicii de familie bistrițeni sunt hotărâți să-și depună la Direcția de Sănătate Publică cereri de eliberare a certificatului de medic specialist pentru a putea migra în alte țări unde meseria de medic este plătită la adevărata ei valoare. Aproape 100 de medici de familie din cei 150 câți există în județul Bistrița-Năsăud au fost ieri la DSP în vederea depunerii de cereri de eliberare a noului certificat de medic specialist recunoscut pe plan european în vederea emigrării. Medicii de familie se împotrivesc unor modificări prevăzute de noul contract cadru. Asta este o primă formă de protest referitor la contractul cadru pe anul acesta și cred că păcăleala mare va urma la contractul de celălalt an, din 2012 încolo. Să vedem dacă se complete. Sunt în regulă? Da, sunt complete. Pentru ce au depus cererile? Pentru confirmarea gradelor în specialitate, medic primar sau medic specialist. Și după aceea, următorul pas este dacă doresc să-și depună documentația pentru recunoașterea în sistemul european, în Uniunea Europeană. Cel puțin, dincolo, medicul este recunoscut la adevărata lui valoare și este respectat așa cum se cuvine. Eu nu vreau decât să fac meseria așa cum am învățat și cum este normal să nu facem cu toți. Afluxul mare de cereri îi pune în gardă și pe cei de la Direcția de Sănătate Publică. A rămâne fără medici în Bistrița nu este ușor și activitatea medicală va fi bulversată, dar e dreptul dânșilor să facă asta. De fapt, e vorba de obținerea unor certificate care le permite să lucreze în Uniunea Europeană. Asta, acest 50-50, practic ne face să închidem cabinetele. În momentul semnării, mai ales și pe 2 ani, acestui contract, înseamnă practic majoritatea închiderii cabinetelor medicale. Oamenilor nu le vine să creadă ce vor să facă medicii de familie. O să rămânem fără medici. O să mergem și noi să ne tratăm dacă o să avem bani. Unde? În sănătate. În cazul în care medicii de familie refuză să încheie contractele de furnizare a serviciilor medicale la termenele și în condițiile prevăzute, medicii de specialitate din policlinici le pot prelua atribuțiunile cu tot cu deconturile de rigoare. Următoarea formă de protest preconizată de către medicii de familie va fi un marș în care vor fi cooptați și pacienții în data de 1 aprilie, dată după care medicii se anunță hotărâți să lucreze doar în sistem privat, dacă nu se schimbă prevederile legale care ne mulțumesc. OZN văzut pe cer într-o localitate din Maramureș, în câteva minute la știri.